permit și eu să recit o poezie. Protest. Poezie protest, pentru că mai tare. Se întâmplă ca în ziua de azi, preocupați cu orice altceva, uităm că prin toate orașele din țară, prin majoritatea, casele de cultură fie sunt închise, fie se ocupă de orice altceva. Mai încet. Mulțumim. Poezia se numește Casa de Cultură. Un munte de dezgust și ură se înalță în Casa de Cultură. Umplută de vreun melemeu și mai deschide porțile. L-a întinerit bătrânul prost. Să întinerească fără rost. Făcând de reclamă fără rost, l-a întinerit bătrânul prost, ce vrea din nou copil să fie, dar nu prin dansuri, poezie, prin teatru, ori prin cântece. Cultura azi e în pântece. Poeți scăpați de sub gunoaie, recită în stații și în tramvaie, ascunși de noapte prin ghetouri, pictori își vând pe gard tablouri, actori săraci și plini de dor, își joacă viața în rolul lor. Cântăreții rupți de teamă doinesc prin orice birt îi cheamă, cerșind aplauze prin cenzură. A ce ne trebuie azi cultură? Împovărați cu griji de mici, că vreți familii, vreți servici, că vreți să aveți ce pune în gură. La ce vă trebuie azi cultură? Dar poate că se vor trezi și dintre voi câțiva și-or ști să ceară acestor pui de zei să stea cultura în casa ei. Vă mulțumesc.